fac și eu baie. La baie, la iure, la spălata, olele. Olele, olele. Stai că am găsit altul, am fost la cumpărături. Unde pula mea am băgat am? Au. Să băgăm în noi cafeluța de dimineață. Sub formă de... de original. Și să desfacem cum știm cu ce a trebuit desfăcător. Hai, fete, vă poate. Cum pula mea, mă, drojdie e aia. Bătrânii știe. Gata. Ia să mă uiți capac. Dă SMS la 666, spune da și îți va crește pula. Se dă telefon la 666. Dar cum scriu de aia? Nu știu. 666. Alo, bă, zic da. Ia. Ce mincinoși. Văd că mi-a rămas păpăr. Pula mea. Ce pula mea? E pula mea. Dă SMS la coaiele. Aoleu, dă SMS și îți vei umfla boacele. Păi cum? De poftă de gagiți. Ți se vor umfla boacele. Nu poate să mi le stoarcă. Păi îți trebuie un robot de bucătărie, un storcător. Îți bași pula în storcător și cu coaiele robot de la din Star Trek și cu marea pe tine. Îl pui așa pe masă. E roboată. E prietena la nevastă ta. Aici e robot. Dar nu, e roboată. Și are și storcător de fructe. Mergi și cu legume, poți să bagi, știi? Și dacă îți bagi castravetele acolo, îți dai seama, faci amestecătură, cocktail, cac, dic or cac, tot rahatul ăla. E plin de proteine, dar castravetele, care cândva le plăcea la fetele, cu ouă, cu icre, tată, icre, datalea, fezandate. Îți dai seama ce lichid iese de acolo? Lichid de pană, de frână. Dar iese și cu sânge. Și după aia o să fii cel mai tare, apar la televizor, mi-am băgat pula storcător. De ce? Nu mai aveam femei cu mine. Și am să dau muie la storcător să mă... să mă răzbun pe fosta mea soție. Că am de la ea un robot de la și n-am ce băga în el. Ne-am băgat pula când eram băiat. Și acum nu mai sunt băiat. Ți-a stors-o, da. Mi-a întors-o, mi-a stors-o. Nu știu ce mi-a făcut. Da, cum vorbesc frumos și drăguț. A, ce bine, acolo jos! Sunt extraplat! Bă, nu mai ești mineral, nu mai am nimic de piatră. Niciun mineral în ea. S-a dus, s-a făcut îngeraș, acum sunt ca un copilaș. Nu mai am chef de sex, că și dacă am eu chef, nu mai e. Nu mai e. E că nu mai e. Și când ți-ai băgat pula în storcător, ce ai zis?
mă răzbun pe nevastă și pe amantă, dar eu nu mă răzbunam. Eu vreau am ceva. Și am zis, mă, până la urmă, dacă nimeni mi-a făcut science fiction, nu? M-a făcut cu o robotă. Cam am zis că japonii încearcă să facă roboți. Eu am zis, bă, deja am robot de bucătărie. L-am adus aici în sufragerie. Uite, ăsta e robotul. Întâi ne-am copt-o. Ne-am băgat-o la lumânare. După aia m-am făcut heavy metal. Am băgat South of Heaven. Ba nu, ascultam Radio România Actualități. Nu, Radio România cu Cultural. Ascultam pe radio ăla care merge și nu merge la o lichitură rece. Și am luat storcătorul și am urcat pula în el. I-am pornit motorul. Doar am apăsat butonul. Ca la lift. Și am zis, ești cer, ridică-mă la cer. Bă, n-a putut să mă stoarcă de tot. Dar, bă, rezultatul a fost că acum am o părticică îngeraș. Ai văzut un pulă cu aripi? Păi ce i-a crescut aripi? Da, s-a lichefiat. Am metamorfozat-o. Din stare solidă am făcut-o în stare lichidă. Acum ce? Acum e bine să o dau la gagici de alea care n-are dinți, care bea cu paiul sau de-aia bătut, dar nu eu, nu le dau la gagici. La gagici care e bătută de bărbații ei. Îi zic, pac, țupiță. De ce? De pui. Și bea aia țupiță, dar groasă e țupiță, e bună. Era groasă și era bună, dar acum e doar așa. Nebună. Bă, e bună, e bună, e și cam sărată. Păi ia, bă, cam pipi urină în ea, zi. A, da, e bună, are gust de... Are proteine și vitamine. Da, a, da, e bună, e bună. Și cu ochii boboșați umflați, fardați de gagiu. Vine gagiu, ce faci la pai? Ce face? Păi, afară plouă, vine ploaia. A, purceaua mea și ea râdă. Râdă pe patul de spital. Vine doctorul asistent, ca ce faci mă la fată? O resuscitez. Mă antrenez.